Și-ai zis că Diacob te deranjează, că iar candidează. El... O sată n-are ce să facă, cum s-a spune el, iar să-l vâră pe Diacob în la primărie. Care primar din să faci din Diacob, dacă eu am fost la dumnealui, la primărie, cu mare greutate m-a primit când ne lucra în Procuratura Generală. Era șef, nu? Da, era, cum s-a spune, la municipală, la procuratorul a trecut la generală. Și eu, când m-am dus la dânsul cu omorul ficiorului, el nu vrea să mă primească, el știa toate cele dinainte. Și cu mare ce m-a primit și am început să-i povestesc lui ce s-a întâmplat cu ficiorul. Dar el mi-a dat deodată întrebarea, dar ce-i cu apartamentul? Eu i-am răspuns că eu n-am venit să-mi dai întrebarea cu apartamentul, dar ce-i cu ficiorul? De ficiorul este omorât în apartament. La dâns. Și de atunci el mai mult, chiar câte ori am vrut la dâns, mai mult el nu m-a primit. Și voi vreți acum din trânsul să faceți primar, dacă el e totul cu mafia și el n-ajută la oameni. Eu nu mai este Ciobotari, ministrul justiției, fostul ministrul justiției, fostul, da. Domnule Ciobotari, mi-ar fi rușine să vorbesc, să mă duc, cum s-a spune, pe tot locul, să mă pui primar. Dar eu când am venit la dumneavoastră, cu procesul verbal fals. M-ați primit ca un om, eu nu pot să spun că nu m-ați primit, dar acolo hotărât cu dumneavoastră împreună, Duca, Nicolae Duca, consilierul dumneavoastră, i-ați luat apărarea lui Balaban Valeriu. Când am fost atacată de Balaban Valeriu, îmbrâncită, dată jos la pământ, târâită și mai departe, i-a luat apărarea lui. Și amenda a rămas, eu am rămas, cum să spune, cu drept că amenda odată plătit-o ei, dar eu am rămas cu pată neagră mai departe. O lua și o ținut, asta tot a făcut Ciobotar. Când am fost atunci la primire și ea nu v-a dat voie să intrați cu mine la primire. Dar aici tot a făcut Duca împreună cu dânsul. Și acum o scris minciuni în contestație. Contestația ce nu a vrut să-mi o dăie. N-am făcut cunoștință. Dar când am ajuns de acum la judecător, judecătorul mi-a spus că a ieșit din termen contestația și gata, noi jumătate trebuie să plătește este 400 de lei. Vot. Și, cum să spune, și Balaban. Lui Balaban i-am spus față de judecător. N-ai putut să mă amăgești cu apartamentul cu mine. Adică aici tot ai vrut să mă amăgești. Aici, cum să spune, în Ministerul Justiției ai oamenii tăi. Iaca, cum Ciobotari. Nu-i rușine măcar. Domnule Ciobotari, n-aș dori să fii primar pentru că totuna nu ești pentru oameni. Mai pe urmă, cine mai ești încă aici? Chirtoacă e ca țicul se lansează aici. Chirtoacă e ce puțin a furat. Chirtoacă a furat în 90 ani. Și acum vrea să fie iarăși primar. Ce-i făcut domnule Chirtoacă? Guzgan, pentru mine el e guzgan. Ce-a făcut el? O furat mai mult Mica. O distrăbălat lumea și cum se spune orașul. Asta ce înseamnă? Cum era orașul înainte de frumos? Curat, dar acum, de când a venit el cu gheaghea lui, cu Gimpul. El de 2 ani de amănui primar, nu? S-a făcut alegeri da, anticipate. Da, cum să spun, dar ce-a făcut el? Ce-a făcut, doamne, ce-a făcut eu foarte ce-a făcut el? Asta ce-a zis gură acolo? Ce-a făcut el? Pe urmă, cine mai este încă? Silvia Radu, când am... nu mai candidează, el nu candidează nicăieri, când are cine să o vâre nicăieri pe dânsa, da. Sunt alții ca Silvia, da. Dar ce-a făcut ea? Ea tot nu a făcut nimic. Construcția ilegală în o gradă la noi, am adus-o, o văzut tot, cum și ea arată document fals, dacă ea nu înțelegea nimic. Trângeți gura acolo. Vot. Și ea, ca, cum să spune, da, ea ca Ciobanu vrea să candideze socialist. Cine? Ion Ciobanu, socialist. Ion Ciobanu, ea ca... Ei fost, ai plâns mamei lui? M-am adresat către dânsul și către mama de câteva ori pentru construcția ilegală, dar de la mama mai am răspuns, dar de la dumnealui răspunsul încă nu l-am. Și nu te-a încălzit răspunsul? Construcția tot a rămas? Da, a rămas pe loc. Acum, cum să spun, a fost dat în vânzare apartamentul ăsta de pe Sfatul Țării 19, da? Cred că construcția e dat ilegal. În vânzare împreună cu construcția ilegală în ograda noastră. Și acum am informație că, adică,
vândut, e vândut de acum și o dat la privatizație. Înseamnă că vor să facă privatizația împreună cu construcția ilegală în ogradă la noi. Domnule Nimirenca, ce ai făcut împreună cu Grozavu? Iaca Nimirenca cu Grozavu. Acum Grozavu e scos și Nimirenca a plecat din, cu totul, a plecat din procuratură, din asta, pretură. Din pretură. Da. Domnul Nimirenca tot, ce a făcut? Tot nu a vrut să înțeleagă ce face el. Împreună cu Grozavu și cu șeful jocului 13, Alexandru Brănișteru, oricum e familia lui. Iaca ei tot împreună au făcut de, cu... A, cum să spune, ascunde construcția ilegală în ogradă la noi. Au vândut un sfert de ogradă. S-au dus banii în buzunarul lor, ei spun că municipal. Care municipal? Eu înțeleg, dacă e municipal, să duce banul la stat. Dar banul s-au dus în buzunarul lor. Așa este, cum să spune, și până în ziua de azi nu se știe ce mai departe cu construcția. Dar ograda e luată și ograda noastră acum seamănă pădure, ea că parte mai frumos. Acum intri în pădure, nu intri în ograda, dar intri în pădure. Așa dizordine au făcut. Cine a făcut dizordine asta? Sora lui Coale Lungi, pădurean, era împreună cu croitorul care el locuiește în Strășeni. Dar are, cum să spune, vrea să ocupe de acum și ograda. Fără, el a cumpărat. Bun, și dacă te țăsărăi și nu te duci la alegeri, ai 21 de candidați. Un primar, dacă, tot ai votezi, nu? Dacă am, să mă, dacă am să mă duc la alegeri, eu nu vreau să spun... Am înțeles, ai dar pe cine vota. Da, am. Acasă. Mă bucur. Am pe cine vota. Dar, cum să spune, votul este... Eu mai mult n-am încredere în nimeni și nu vreau, pentru că de la nimeni eu n-am văzut să-mi dă ajutor, să mă apere, să, cum să spune, eu una singură în ograda asta am rămas, eu una singură mă lupt cu mafia. Și ei au găsit acum și o persoană care de la, cum să spun, de la o firmă, Promobil, ștoli, Promobil, ștoli, a venit tot așa, adică cumpără apartamentele, cumpără ograda noastră și așa mai departe și a ajuns la mine. Când a ajuns la mine, i-am spus, când a să ducă mafia din ograde de la noi, să ducă Balaban, să ducă Sora lui Poale Lungi, să ducă croitorul care trăiește în Trășeni. Iaca atunci, la urmă, am să mă duc și eu, numai să văd că ei sunt plecați. I-am dat așa răspunsul lui, la domnul ăsta. Dar și nu ți-au propus preț bun pentru apartament? O propus, ei întreabă omul, adică ce vrei, vrei bani, vrei apartament, vrei cum să spune, ei așteaptă să spui tu preț. Am înțeles. Am spus că eu am ficior, care eu trebuie să hotărăsc întrebarea cu ficiorul, nu cu nimeni mai mult. Acum mai ești încă o doamnă în Ministerul Justiției. Ministerul Justiției este Elena Poale Lungi. Elena Poale Lungi, dă demisia, să dai demisia din Ministerul Justiției, că nu faci nică. N-ajuți la oameni. Ai ținut documentele mele pentru bezedie. Ai ținut 4 luni de zile documente și până în ziua de astăzi eu încă n-am răspuns la întrebarea cu bezedie, de ce mi-a pus mie amendă, de ce mi-a pus mie echichestru și de cum a putut el, fără hotărârea judecății, să facă toate acestea. Și eu când am venit la Elena Poale Lungi, Elena Poale Lungi a spus așa, da, dar ei să supun ei. Da, ea se ocupă de executori judecătorești, da. Se ocupă de executori. Ea se ocupă cu executori, se ocupă cu notarii. Și notarii tot așa, tot îți spune, absolut deloc nu dă ajutor la oameni. Ei sunt cu dânșii, pentru că asta e cu oamenii lor, dar cine sunt eu? Dar totuși, vedeți că încalcă legea, deci legea este numai pentru mine, dar pentru dânșii nu, ei o încalcă. Și așa că Elena Palin tot așa, pleacă de acolo, din Ministerul Justiției, degeaba ocup locul acolo și degeaba primește așa salariu mari. Salariu în anul 13-14 avea salariu, am citit în ziarul de gardă, 65.000. Salariul. Tot anul cum era, dar ea ca așa i-a încercat. Degeaba nu mă primește și când am dat încă la dânsa la primire, ea a spus că nu vă mai primesc niciodată, nu veniți la mine, eu i-am dat răspuns. Eu vin la tine acasă la primire? Eu nu vin la tine acasă la primire. Tu ești om de stat care trebuie să primești oamenii.
să le dai ajutor. Și așa am avut și cu, cu doamna asta, dar mai sunt ei, cum să-mi dați, mi-aduc aminte. Asta este adevărata miză cu asta, cu construcția legală încă nu ne este înțeles ce e, pentru că eu am rămas, eu și cu picior am rămas fără săraie. Dar acolo stă mașină, parcă ar fi cumpărată locul, pământul și stă o mașină care v-am spus și mai înainte. Vă plâns la poliție și nu mai aflat acolo. Nu te știi, aștept de la domnul Cornescu. Aștept de la domnul Cornescu răspuns. Cine sunt aici din apartamentul 4? Polițiști sector. În 3 se ascund, în 4 nu se ascund, dar nu se știe cine sunt ei. Și Cornescu ascunde. Acum când am vrut la domnul comisar să mă duc, eu am fost comisar nou. Acum și comisarul ăsta noi, domnul Grosu, nu este. O rămas domnul Tirente, nu știu cum îi spune acolo lui. Dar și hotărăște acum în loc de comisar, e scălătură și toate cele hotărâri le primesc de Cornescu. Evident, cum el, cum să spun eu... Te-ai mirat să ajungă el comisar, a? Da, Cornescu, eu am să ajung la tine. Așteptă răspunsul corect. Dacă n-ai să-mi dai răspunsul corect, eu iarăși am să nu mai departe. Dacă nu, ajung la ministerul afacerilor interne. Dar nici acolo nu e ministru, nu știi cui îți plângi. Acolo e ministru, domnul Năstase. Acum poate să nu fie. Ea candidează și aici, e că din Năstase n-ai zis nică. Păi ea că nici Năstase nu este acum. El candidează. Nu e nimic, omul răbdă, poate Dumnezeu ne-a dat sănătate și o ajunge și acolo, cine a fi ministru. Dar totuși, Cornescu, ai făcut mult rău. Rău ai să ajungi. Este polițistul de sector, dar ai început vorba cu candidații la primărie și taman ai ajuns la Năstase, de el nu zici nică... Din Năstase? Da. Din Năstase? Eu la Năstase m-am adresat odată, când cu Bezedi. Dar pe el și funcția avea? Avea vreo funcție atunci? I-am dat întrebarea dacă Bezedi o hotărât drept. Am înțeles. Așa, ca jurist ai adresat la el. Judecății, fără nimic, numai pe un proces verbal fals care a fost dus de polițist, a fost dus drept la Bezedi. Și când i-am dat întrebarea lui domnul Năstase, a hotărât drept domnul Bezedi. Executor, da. El mi-a răspuns așa, cum se spune, brutal, că am zis că omul ăsta tot... Nu ți inspiră încredere. Nu ajută, nu dă ajutor la oameni. După răspunsul lui care l-am primit. Am înțeles. De atâta, nu știu cum a să fac orașul, cum a să fie, când a să fie primar, cum a să lucrez eu, nu știu. Am trăit și-o vedea.